Comisarii financiari au stat în ultima lună cu ochii pe farmaciile din județ. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că aceste unități omit să înregistreze în evidențele contabile ofertele bonus care le sunt oferite de către distribuitorii de medicamente. Astfel, farmaciștii încasează banii din tichetele cadou și se sustrag de la plata impozitelor către stat. 10 astfel de puncte farmaceutice au fost descoperite de comisarii financiari, care au stabilit că prejudiciul cauzat se ridică la 55.000 de lei. Au efectuat verificări în cursul lunii februarie la un număr de 10 societăți comerciale care au comercializat produse farmaceutice, rezultând că, în urma unor relații comerciale pe care aceste 10 societăți le-au avut cu un distribuitor de medicamente, au primit de la acesta din urmă un număr de aproximativ 20.000 de tichete cadou, în valoare de aproximativ 350.000 de lei, tichete cadou care nu au fost înregistrate în evidența contabilă a celor 10 societăți comerciale, rezultând un prejudiciu adus bugetului de stat de aproximativ 55.000 de lei, prejudiciu care în timpul controlului a fost achitat integral de către reprezentanții celor 10 societăți comerciale. Tot în urma unor controle, comisarii de la Garda Financiară, împreună cu polițiștii de la Investigarea Fraudelor, au descoperit că farmaciile nu dețin un program software licențiat. De regulă, printre firmele controlate se numără lanțuri farmaceutice mari care și-au permis să deruleze campanii promoționale, dar care nu au achiziționat un soft licențiat, în ciuda profitului mare pe care îl au.